Aș vrea în seara aceasta, așa cum spunea fratele Păstor, să spun câte ceva despre subiectul acesta extrem de amplu, de vast, de complex, chemarea la slujire. În introducere, aș vrea să afirm faptul că, în general, există două foarte mari lucrări pe care Dumnezeu le face în viața unui om. O lucrare Dumnezeu o face cu oamenii păcătoși din lume și aceasta este lucrarea de mântuire prin pocăință și credință. Aceasta este o lucrare mare pentru că oamenii trec de sub autoritatea diavolului, ca și practicanții ai păcatului, trec în biserica lui Dumnezeu sub autoritatea lui Dumnezeu, devenind partea familiei lui Dumnezeu, adică parte din biserică. Ei se nasc din nou. A doua mare lucrare de asemenea este faptul că din copii ai lui Dumnezeu, ei devin slujitori ai lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă prin procesul de maturizare. Cât de important este ca un om din lume să se pocăiască și prin pocăință să ajungă în biserică, tot atât de mare și de important este ca un om din biserică să devină un slujitor al lui Dumnezeu, în timp ce se maturizează, în timp ce se dezvoltă caracterul, în timp ce își întărește mărturia este ca și într-o familie ne dorim să avem un copil și după aceea îl așteptăm să se facă mare, să meargă la școală, să se căsătorească, să-și facă o casă, ne uităm la el și nu ne vine să credem că din noi a ieșit omul ăsta. Dacă ar rămâne mic, un bebelaș, ar deveni o greutate, am fi și frustrați și ne-ar lipsi măreția bucuriei că uite, domne ce a ieșit și din familia noastră. La fel este atunci când noi venim în biserica lui Dumnezeu, credem, ne pocăim, ne botezăm în apă, ne naștem din nou și devenim membri ai bisericii locale și stăm pe bancă, suntem niște oameni cu minți, liniștiți, participăm financiar, dacă e nevoie de ceva ce noi știm să facem, încercăm să ne implicăm, dar nu ne simțim încurajați ca să facem ceva în mod constant. Adică să ne asumăm o slujire. Aici nu mă refer la ordinare, deși ea e implicată. Dar aceasta este o categorie cu totul specială de slujire. Când eu vorbesc de slujire în seara aceasta, mă refer la a face ceva în mod constant pentru Dumnezeu. Ceva care să aibă legătură cu darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu, cu abilitățile, cu înclinațiile, talentele, dacă vreți, pe care le avem fiecare. O să plec de la un pasaj din 1 Petru, capitolul 4, versetele 10 și 11. Îmi place, îmi place foarte mult pasajul ăsta scurt. O să-l citesc. Deci, 1 Petru, capitolul 4, versetele 10 și 11. Sper să nu vă creez probleme faptul că trecem de la... <laughs> ok, eu o să-l citesc și dacă îl puteți spune pe scrim, bine, dacă nu... Uh... 1 Petru, capitolul 4, cu 10. Ca niște buni sprafnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, observați ce, ce, ce propoziție, cât de complexă. Ca niște buni sprafnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi, dar absolut fiecare, fiecare din voi să slujească altora după darul care l-a primit. Nimeni nu poate să spune, domne, nu am niciun dar. Fiecare om are un dar. Cineva se pricepe în lucrurile spirituale, altcineva în lucrurile administrative. Biserica este o casă cu mulți oameni. Lucrarea ei este aici și este în afară. Atunci când omul vrea să facă ceva, își va găsi un loc. Trebuie însă să, să ajungă la nivelul de maturitate în care nu se mai simte liniștit ca să stea degeaba o să citesc versetul 11. Dacă vorbește cineva, iată dar că este și slujirea prin a vorbi, cântarea, predica, îndemnul, mărturisirea, multe altele sunt, multe altele sunt doar prin vorbire, dacă vorbește cineva, Atenție, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, pentru că vorbește în numele lui Dumnezeu. Să fie un ambasador loial, să fie un traducător loial, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva să slujească, mai devreme se vorbea după dar, acum se vorbește după putere. Observați, prima oară s-a vorbit despre dar, acum se vorbește despre putere. Să vorbească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie sl slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii în vecilor. Amin. Plecând de la pasajul acesta, frați și surori, aici unde Petru lămurește problema că fiecare om are o măsură de putere și are un dar sau mai multe prin care va trebui să slujească. Înțelegerea inimii lui Dumnezeu și slujirea pentru a lărgi împărăția este principiul fundamental al unei vieți spirituale. De asemenea, Înțelegerea și asumarea misiunii pe care Dumnezeu ne -o încredințează fiecăruia printr-o chemare concretă, chemarea generală este la slujire, chemarea concretă este la ce fel de slujire trebuie să facem fiecare. Neapărat slujire așezată pe darul pe care îl avem și pe măsura de putere. Că vedeți, sunt unii oameni care au putere mai mare. Și predicatorii au unii putere mai mare, alții putere mai mică. Cântăreții, mai ales prorocii sau cei care au darul duhovnicești. Misionarii, oamenii care călătoresc, care fac tot felul de lucrări pentru Dumnezeu, caritate, nu toți au aceeași măsură de putere. Noi suntem oameni diferiți. Dar fiecare cu puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu, cineva e mai în vârstă, este mai bolnăvicios, este mai slab, este mai ocupat, nu e nicio problemă cu măsura de putere pe care o are, trebuie să facă ceva. Din punct de vedere al Bibliei, nimeni nu-și poate permite să nu facă nimic. Nu există în Biblie principiul ăsta decât în religie. În religie un popă slujește la o biserică întreagă. Adică la cântă și nu ascultă nimeni, sau mă rog, ascultă cine e mai încercat în perioada aia. Înțelegerea și asumarea misiunii pe care Dumnezeu o încredințează copiilor săi este un lucru pe care noi trebuie să ni-l asumăm. Asta creează responsabilitate. Responsabilitatea vine e, întotdeauna, e direct proporțională cu maturitatea unui om. Cu cât un om este mai matur în Hristos, cu atât el va înțelege mai bine inima lui Dumnezeu și va dezvolta iubire față de oameni. Eu știu că dumneavoastră vă cunoașteți bine unii cu alții, că trăiți aici de mult timp. Dar chiar dacă vă cunoașteți bine, să știți că dincolo de ceea ce dumneavoastră cunoașteți, în inima fiecăruia, există uneori încercări mari, lipsuri, tot felul de suferințe și de probleme pe care probabil că nu le știți. Noi suntem oameni muritori și suntem foarte vulnerabili. Avem limite, chiar dacă avem mulți bani sau dacă suntem tineri sau dacă avem școli înalte, noi suntem extrem de limitați, trăim într-un orizont unde un pic mai tare să fie vântul, un pic mai tare să fie ploaia, un pic mai tare să fie frigul sau căldura, noi murim. Pentru că avem niște limite ale existenței noastre destul de fragile. E bine, maturizarea vieții spirituale ne dă competența de a dezvolta responsabilitate față de chemarea lui Dumnezeu. Trebuie să simțim prin maturitatea spirituală pe care o dobândim de-a lungul vieții, trebuie să simțim inima lui Dumnezeu și nevoia de a lărgi părăția. E imposibil un om matur să se simtă confortabil stând pe bancă, dar e absolut imposibil. N-are nicio importanță ce vârstă are, ce resurse are, e vorba aici de inimă, nu de resurse. Aici este vorba de faptul că un om mare va simți cu nevoile casei. Un copil nu simte nimic. De câte ori un copil spune, bă, tate, mai cumpără brânză, că văd că nu mai e mult în cutie. N-ai mai cumpăra în veci brânză dacă aștepți ca un copil să sugereze asta. Un copil nu sugerează asta niciodată. De ce? Pentru că el e un copil. Lui nu-i pasă. El e caracterizat de indiferență, de nepăsare, de irresponsabilitate, de ignoranță, dar un adult, un adult la un adult îi trece prin minte. Ce înseamnă să îi treacă prin minte? Să manifeste interes pentru ca frigiderul să fie plin. Și Dumnezeu are un frigider. O miliarde de oameni sunt frigiderul lui Dumnezeu, dacă îmi permiteți comparația aceasta. În 1 Corinteni capitolul 12, versetul 1, Pavel transmite aceeași idee ca și Petru. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Observați pentru ce primim noi abilități, primim pentru alții. Serviciul pe care îl avem nu-l avem pentru alții,-l avem pentru noi și casa noastră. Dar serviciul din biserică este pentru alții. Este pentru alții. Am observat un lucru în ultimii ani. Avem case tot mai mari. Și din ce în ce mai puțini oameni primesc oaspeți. Și eu sunt păstor într-o biserică și știu asta. Acum oamenii o duc mai bine, au resurse mai multe și sigur că îi trimit pe oaspeți la hotel. Nu are nicio importanță unde doarme un om. Am vrut numai să spun o tendință de confort care devine din ce în ce mai mare până când pune în pericol calitatea de frații în Hristos. Eu nu vorbesc aici de mine, de dumneavoastră, să nu mă înțelegeți greșit. Eu mă simt, eu sunt destul de iubit aici. Am vrut să spun despre o tendință a vremurilor noastre, nu despre Biserica Elim și nici despre mine sau Biserica Betania. Vreau să vorbesc despre slujire la modul general. A nu sluji este un păcat de pasivitate de neglijență, de indiferență, de omitere și, dacă vreți, de neveghere. De cel puțin 15 ori se folosește verbul acesta a nu veghea și aproape întotdeauna este în legătură cu a nu face ceva ce trebuia să faci. Aș vrea să, în introducere, să accentuez, deși mă gândesc că a fost aproape suficient, să spun un pic mai mult faptul că slujirea e responsabilitatea fiecărui credincios. Cum anume? Este responsabilitatea fiecărui credincios pentru că fiecare credincios a fost creat pentru slujire. În Efeseni capitolul 2, versetul 10 se spune asta. Noi suntem creația lui Dumnezeu, am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm prin ele. Vedeți, fiecare credincios a fost creat pentru slujire. Nu există niciunul dintre noi care am fost creați pentru altceva. Apoi, fiecare este mântuit pentru slujire. Când Dumnezeu ne-a mântuit, scopul n-a fost mântuirea. Mântuirea este doar metoda prin care noi devenim în stare ca să-l slujim pe Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, spune Pavel în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 9. Apoi, fiecare este chemat pentru slujire. 1 Petru 2 cu 9 este un pasaj pe care eu nu l-am citit. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a câștigat pentru ca să puteți vesti puterile lui minunate. Noi trebuie să fim vestitori, proclamatori. Noi trebuie să vorbim despre lucrările lui Dumnezeu. Fiecare este autorizat pentru slujire. Spunem noi, trebuie să mă trimită cineva. Pe noi, pe toți, ne-a trimis Dumnezeu să slujim. Suntem autorizați de Dumnezeu care ne-a mântuit să-L slujim pe El. Duceți-vă și faceți ucenici. Cui a spus asta? A spus ucenicilor, dar asta este o poruncă pentru toți oamenii. Ucenicii au murit, asta înseamnă că astăzi nu mai trebuie să mai meargă nimeni. Ba da, Astăzi trebuie să meargă toți cei care sunt copiii lui Dumnezeu. Apoi fiecare este pregătit pentru slujire. El a dat pe unii, aduceți-vă aminte de pasajul din Efeseni, capitolul 4, capitolul 5, el a dat pe unii, pe unii învățători, i-a dat pe alții proroci, pe alții uh, evangeliști, pe alții păstori, pe alții învățători. De ce? Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire. Iată, dar slujirea. Fraților, există două priorități. Revin la prima afirmație. Afirmația de a fi mântuit ca să mergi în cer și afirmația de a sluji ca să primești răsplată. Pentru mântuire noi mergem în cer. Pentru slujire noi primim răsplată. Noi nu primim răsplată că ne-am mântuit, că n-am făcut nimic. Am primit mântuirea, dar slujirea n-am primit-o, o facem noi. O facem noi cu mâinile noastre, cu transpirația noastră, cu efortul nostru, pentru aia ne va răsplăti Dumnezeu. Prin faptul că noi credem și ne pocăim, noi mergem în cer, pentru că ne mântuim. Prin faptul că noi slujim mântuiți fiind, noi vom primi răsplată. Răsplata este pentru cei care slujesc. Fiecare este autorizat, e pregătit să facă treaba asta. Și fiecare este necesar în slujire. Cel mai capabil dintre noi nu știe să facă toate lucrurile. Am văzut suficient de bine lucrul ăsta astăzi la 60 de ani decât vedeam asta la 30 de ani când mi se părea că-s mai deștept decât sunt. Când ești tânăr ai o părere mai înaltă despre tine. După ce treci prin viață, această părere înaltă se micșorează. Uneori ajunge la nivelul la care trebuie, alte ori ar trebui să mai trăim 10-20 de ani ca să fie 0-0 sau 1-1. Dragii mei, noi avem nevoie de oricine, absolut de oricine pentru că fiecare știe să facă un lucru pe care nu mai știe să-l facă nimeni ca el. Fiecare are o anumită măsură de disponibilitate, de sensibilitate, de experiență, de profesionalism, de specializare și este nevoie, este nevoie. De fiecare este nevoie. Nimeni nu ar trebui să stea fără să nu facă ceva. Nu neapărat în biserică, dar neapărat în numele Domnului și neapărat biserica să știe ce face el. Și în familie e la fel. Mă simt mă trădat simt dacă soția face ceva și nu știu Dacă copiii fac ceva și nu știu Mă simt, mă simt umilit mă simt, Nu mă simt confortabil Spun bă, dar noi suntem o familie, trebuie să știm unul de altul La fel e biserica locală Noi nu suntem liberi profesioniști Noi nu ne-am deschis companii spirituale pe aici sau prin Chicago Noi suntem într-un trup spiritual Noi avem un păstor Deasupra noastră sunt niște oameni pe care i-a chemat Dumnezeu Pot fi prietenii noștri Pot fi rudele noastre Ei au primit o chemare de la Dumnezeu Ei trebuie să știe ce facem noi noi nu suntem aici niște oameni adunați din întâmplare care la aeroport. Eu stau lângă un om pe care nu l-am văzut în viața mea în aeroport, în avion. Dar nu tot la fel în biserica locală. Noi trebuie să știm unii de alții. Trebuie să ne simțim confortabil de a împărtăși unii cu alții lucrurile astea. Sigur că dezvoltăm prietenii care ne aduc mai aproape de unii decât de alții și lucrul ăsta este ok. Frați suntem cu toții, dar prieteni nu suntem cu toți. Frații ni face Dumnezeu. Prieteniile ni le facem noi personal în funcție de anumite afinități și potriviri și așa mai departe. Apoi fiecare este trimis pentru slujire. Biblia spune, dacă cineva vrea să fie mai mare între voi, să se facă slujitorul celuilalt. Adică cel mai mare slujește pe cel mai mic. Eu obișnuiesc să, sluj să deschid ușa oamenilor. Când intrăm în sanctuar, toți slujitorii, eu le țin ușa. Și ei îmi spun, nu, că tu trebuie să intri primul. Și eu le spun, nu, voi trebuie să intrați primii. Nu, nu neapărat fac asta că uh, sunt smerit, ci încerc să mă smeresc, încerc să, să, să împlinesc versetul ăsta. <laughs> La fel de adevărat e că nu mi-aduc aminte să fac lucrul ăsta întotdeauna, dar uh, mă silesc. Fiecare trebuie să dea socoteală pentru slujire. Așa spune Scriptura, voi sunteți trupul lui Hristos, fiecare în parte sunteți mădulare în același corp, în același organism. Dacă plecați undeva, dacă plecați în România, dați un telefon la pastor și spuneți, mă vezi că eu lipsesc trei săptămâni, mă duc să o văd pe mama. Sau am, am ceva business. Dumneavoastră l-ați ales și nu vorbesc acum neapărat de fratele Nelu, eu vorbesc de, de pastor la modul general, nu vorbesc de biserica Elim. Dacă plecăm undeva două, trei săptămâni, o lună, e bine să, să, spunem că am plecat. Dacă am face asta în familie, vedeți cum e biserica, cum o facem noi, frați și surori. Așa e biserica, cum o facem noi. Că dacă suntem oameni finuți și delicați și pocăiți, biserica e cum suntem noi, iar dacă suntem altfel, iar biserica e cum suntem noi. Noi facem biserica cum e. Eu le spun tinerilor la nuntă, familia voastră va fi exact așa cum o faceți voi doi, să vă certați toată ziua sau să vă pupați toată ziua. Nu vă oprește nimeni nici să vă pupați, nici să vă certați. Voi veți hotărâți ce faceți. La fel e și în biserică. Putem să nu știm unul de altul și putem să știm unul de altul. Depinde cum ne comportăm unul față de altul. Ce înseamnă a fi frate? Înseamnă destul de mult a fi frate. Fiecare credincios este un slujitor. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Și închei punctul ăsta 1, fiecare slujire este importantă. Sunt multe modulare, dar există un singur trup, fiecare modular este important. Dacă dumneavoastră m-ați întreba, mă, la care modular ai vrea tu să renunți în seara asta? Dumneavoastră ce părere aveți? La care aș vrea să renunț? La nimic. Am o problemă cu degetul ăsta, nu vi-l arăt că e un deget nepotrivit, dar am, am, aici la rădăcina la degetul ăsta, am fost în Australia de mai multe ori și ultima oară când am fost, nu mai știu, vreo 10 ani în urmă, când, când am ajuns acasă a început să mă doară rădăcina la degetul ăsta și vreo câțiva ani mi l-am troznit de câteva ori pe zi. Acum nu mai troznește... S-a cam înțepenit așa. Dacă pun palma jos, nu mai pot. Să, dacă să mă sprijin așa, să fac o flotare, spre exemplu. Nu mai pot să facă degetul ăsta, nu se mai dă peste cap. Nu, 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 mai, nu mai pot să-l dau ca pe celălalt așa. Mă doare foarte tare. Dacă mă sprijinesc, îmi pun, nu mai pot, că nu se mai închide. S-a cam înțepenit așa. Mi-ar place să nu fie așa, că mă incomodează și mă și doare. Dar n-am ce să fac. Dar dacă cineva m-ar întreba, mă vrei să-mi-l dai? Vă spun sincer că n-aș vrea să-l dau. Cum să-l dau? Păi cum să-mi dau degetul să rămână locul liber aici? Vedeți, așa este o biserică, sau așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să avem sentimentul ăsta de apartenență unul la altul. E adevărat, uneori ne simțim în competiție, unii cu alții, mai ales când vin adunările generale sau ordinările sau alegerile de comitet, se naște așa un pic de concurență văzută sau nevăzută, dar e bine că e la patru ani și nu e mai repede. Am lungit-o un pic cu introducerea. Am selectat câteva pasaje din scriptură pe care dumneavoastră le știți foarte bine și chiar eu am mai spus lucrurile astea aici. De fapt, nu în formă asta și nu pe toate. Dar am selectat câteva pasaje din scriptură pentru a pune în evidență faptul că a nu face nimic este păcat. Sper că nu vă spun o noutate. Cine știe să facă un lucru și nu-l face, a săvârșit un păcat. Păcatele nu se fac doar prin ce facem. Păcatele se fac și prin ce nu facem. Nu mai folosesc păcatul de omitere că așa de mult am folosit expresia asta încât nici eu nu mai suport, dar cei care mă ascultă. Așa că mă gândesc să-l să spun în alt fel, să spun același lucru, dar să nu mai folosesc păcat de omitere. Păcatul de a nu, de a nu sluji este real, este evident. De ce? Dumnezeu ne-a mântuit și vrea să devenim folositori în împărăția sa. Ce s-ar întâmpla cu unul dintre copiii mei sau ai noștri, ai fiecarei familii, dacă s-ar face de 25 de ani și nu ar vrea să meargă nici la școală și nici să lucreze? V-ați simți jenați în comunitate că aveți un copil leneș și nu e bun de nimic? Sigur că v simți. Ei, ceva de genul ăsta este și în biserică. Dumnezeu ne-a făcut bine, ne-a mântuit, ne-a luminat mintea, ne-a ne așteptat să ne maturizăm, ne-a dat Duhul Sfânt. Dumnezeu se așteaptă acum să, să ne folosim aceste resurse și să-l onorăm prin slujirea noastră. Să facem bine oamenilor din jur, dar și oamenilor mai de departe. Credincioșilor pe de o parte și necredincioșilor pe de cealaltă parte. Să nu slujești după, ce, după resursele pe care ți le-a dat Dumnezeu este la fel de mare păcat ca atunci când minți, când furi sau când faci orice altceva. Noi numai datorită religiei ne simțim confortabil să nu slujim și să ne simțim nepăcătoși. Dar dacă am citit Scriptura, am constatat că a ști să faci un lucru și a nu vrea să-l faci, pur și simplu, este păcat. Aș vrea să, așa cum spuneam, să mă uit la câteva pasaje din Scriptură. Vreo trei dintre ele se află în Matei 25, știți dumneavoastră, Cred că cel puțin de două ori am spus aici despre treaba asta Dar o să plec de la pilda celor 10 fecioare Și o să mă leg de cele 5 care nu au vrut să facă nimic Adică care n-au făcut ce trebuie Care n-au făcut tot ce trebuie Dumneavoastră ce părere aveți? Matei 25, știți bine pasajul Noi, pentecostalii, imediat spiritualizăm și spunem, da, păi Duhul Sfânt, unde lemnul e Duhul Sfânt. Și dumneavoastră aveți dreptate, unde lemnul în Biblie este simbolul Duhului Sfânt. Dar eu vă întreb, pe lângă simbolie și ceva real în textul ăsta sau nu este? Nu ziceți nimic, nu mai ascultați-mă. Și judecați-mă asta în mintea dumneavoastră, cum vă luminează Dumnezeu. Gândiți-vă doar atât, când Domnul Iisus a spus pilda asta, ascultătorii din generația lui ce au înțeles? Ce vrem să înțelegem noi astăzi? Puteți să vă gândiți la treaba asta? Nu vreau să intru în detalii, nu-i nu cazul, dar totuși o să încerc un pic să intru. Întotdeauna când vrem să interpretăm un pasaj din Scriptură, prima întrebare pe care trebuie să ne o punem nu este ce înțeleg eu de aici, asta e a doua. Prima întrebare este următoarea. Ce au înțeles ascultătorii Domnului Isus sau ai apostolilor în vremea în care i-a ascultat live atunci când au vorbit? Ce au înțeles ei acolo și atunci? dacă noi putem să identificăm ce au înțeles ăia atunci, acolo, atunci vom face o aplicație practică care va sări peste 2000 de ani de istorie creștină și vom ști și ce trebuie să înțelegem noi astăzi. Când Domnul Iisus a spus pilda asta, cu ce scop a spus Vreți să mă credeți, să vă spun părerea mea? Indiferent dacă vă interesează sau nu, eu tot vă spun. Și dumneavoastră să faceți ce vreți cu ea. Printre altele, unul dintre scopurile majore pentru care Hristos a spus pilda asta Este același pentru motivul pe care l-a avut și cu celelalte două pilde Care le-a spus în Matei 25 Că în Matei 25 sunt trei pilde A treia are și statut de pildă și are și statut de teologic Dar primele două sunt pilde Pilda fecioarelor și pilda talanților Știți pentru ce le-a spus? Pentru oameni care nu vor să facă nimic Simplu. Pentru oameni care nu vor să facă nimic. Și a treia este blest, blestematul. De ce? Pentru că mi-a fost foame și nu mi-ai dat să mănânc. Am fost fără haine și nu mi-ai dat să mă îmbrac. Am fost însetat și nu mi-ai dat să beau. Am fost flămân și nu mi-ai dat să mănânc. Am fost în spital și în închisoare și nu ați venit pe la mine. Doamne, dar când te-am văzut eu pe tine în pușcărie, că veneam la tine toată ziua? Ori de câte ori unul dintre acești foarte nensemnați frații ai mei au fost acolo și nu le-ați făcut pentru ei, mie nu mi le-ați făcut. Trei pilde sunt în Matei 25. Și toate trei vorbesc despre oameni care nu vor să-și facă jabul pilda fecioarelor, cinci dintre ele afară, au bătut la ușă până s-au săturat. Apoi trei manageri, trei slujitori, administratori, ispravnici, al treilea a pus în țărână suma de bani care trebuia investită și a jignit și stăpânul când s-a întors și n-a produs nimic, nicio investiție n-a făcut pentru stăpân. Acesta este mesajul lui Matei 25. Haideți să ne să revenim la cele cinci fete. O nuntă cu zece domnișoare aveau rolul să aibă lumina aprinsă pentru că se circula pe jos, distanțele uneori erau foarte lungi, nu existau mijloace de transport rapide ca astăzi, Mirele antirzia, s a s-a făcut noapte, a fost necesar să aprindă candela. Candela avea un rezervor mic, ăla se epuiza probabil o jumătate de oră, o oră, nu știu, nu mă pricep. Dar am copilărit cu lampă în casă. Până la 20 de ani am avut lampă în casă. Și cel care avea lampa, lampa asta mică trebuia să mai aibă încă un container în care să aibă un de lemn de rezervă. Cinci au avut, cinci nu. Și când s-a terminat un delemnul din candelă, cele care aveau și un delemn de rezervă au turnat în candelă. Cele care n-au avut, li s-a stins lumina. Văzând că li se stinge, au încercat să ceară la celelalte. Celalte au spus nu, că nu mai avem nici noi, nici voi. Duceți-vă și cumpărați. S-au dus și când s-au întors, ușa era încuiată. Mi se pare, mi se pare destul de aspră pedeapsa pe care au primit-o. Cinci fete, domnișoare de onoare, rămân afară. Au bătut, Doamne, Doamne, deschidere. Zero, ușa nu s-a deschis niciodată. Acum eu vă pun o întrebare. Mă, oameni buni, care a fost păcatul la fetele astea? Nu a făcut cu ochiul la mire, n-a făcut, n -a, n -a, stricat nunta în niciun fel, n-au deranjat, nu s-au purtat necuvincios. Vă rog frumos, răspundeți-mi, care a fost păcatul la fetele astea de au rămas afară? Pentru ce a făcut sau pentru ce n-au făcut? Pentru ce nu au făcut. Și atât de mare a fost păcatul, încât au rămas afară. De ce Domnul ne dă un exemplu, ca și în cazul iertării? O sumă de bani care munceai o viață întreagă să-i câștigi? Pentru ca să pună în evidență cât de grav este să intri în împărăția lui Dumnezeu și să nu faci nimic. Ca așa e pe planeta Pământ. Fiecare încearcă să muncească pe alții. Iubiții mei, să nu faci nimic este păcat. Atât de păcat a fost în cazul celor cinci domnișoare, încât au rămas afară. Lăsați-mă să pun câteva întrebări. Au fost irresponsabile? Dacă da, de ce? Pentru că nu au avut interes să-și ia resurse de unde lemn. Aia se numește irresponsabilitate. Adică accept să te duci în nuntă, să ai lumină, să luminezi Mireasa și Mirele drumul Și pe tine nu te interesează Tu ești mai preocupată să ai rochița frumoasă Să te vadă băieții Decât să îți faci serviciul la nunta omului care te-a chemat Asta se numește responsabilitate. Ai ocupat un scaun Dar nu te faci vrednic Să slujești pentru scaunul pe care stai Să fii copila lui Dumnezeu este o mare onoare Apoi, au fost neglijente? Sigur, au fost foarte neglijente. Au fost comode? Sigur, au fost foarte comode. Au fost superficiale? Evident, au fost superficiale. Au fost ignorante? Da, au fost ignorante. Au fost lipsite de experiență? Cel mai probabil că au fost lipsite de experiență. Probabil ori fi fost la prima lor nuntă, nu neapărat, dar foarte probabil. Pentru că și-au luat lampa, dar au uitat să mai ia un container mic, care probabil că era cât un pum, plus minus. Au fost neînțelepte, exact așa le și numește pilda. Așa le spunem noi, fecioarele neînțelepte. Au fost destul de neînțelepte. Cât, se poate, de, cât poate de fi de neînțelepte, atât au fost. Nu și-au asumat ce trebuia să și asume. Da, nu și-au asumat. Au făcut doar jumătate din ce trebuia. Și când faci jumătate din ce trebuie, nu faci nimic, pentru că nu poți finaliza. Degeaba încep dacă nu termini. Au, au fost formaliste? Da, au fost formaliste. Până să vină mirele, știai care este înțeleptele care sunt neînțeleptele? Nu, nu le știai. Dar când mirele a venit și a apărut nevoia să folosească un de și din containerul de rezervă, S-a văzut cine are și cine nu are. Pentru simplu motiv că nu și-au luat un de lemn de rezervă. O chestiune care ține de un lucru care trebuia făcut, și pentru că nu l-au făcut, au rămas afară. Asta este neînțelepciunea de care vorbește Evanghelistul Matei. Haideți să ne mutăm la a doua pildă din același capitol. Pilda talanților. Aici e vorba de lenevie. Aduceți-vă aminte că Domnul, stăpânul îl numește, nu Domnul, stăpânul numește pe omul ăsta Leneș. Trei administratori, stăpânul vinde averea, o împarte în trei, dar nu proporțional, ci disproporțional. Ăsta era mai, mai poamărea, dacă îmi permiteți, că stăpânul i-a dat numai un talent, știa că nu prea, nu are turbo. Dar totuși i-a dat, să-i dea o șansă. Vedeți cum Dumnezeu e bun și mai dă o șansă, poate îi vine mintea la cap. Trei cani, trei cani, trei cani și nu se întâmplă nimic, nu-i vine nimic. Hmm? Uitați-vă, vă rog, stăpânul se întoarce și îl demască. Știți cum îi spune? Netrebnic, viclean și leneș. Eu îi spune așa cu cum trebuia să-i spună. Până atunci a spus așa, nu. Când i-a dat un talent, i-a spus ceva, nimic, zero. I-a dat o șansă, câtă onoare. Probabil că a mai făcut prostii înainte de când lucra la el. Îl cunoștea stăpânul, că îi dădea de lucru toată ziua. Dar i-a mai dat o șansă. N-ar fi trebuit să folosească șansa asta? Ba da. Dar același om. Ce, dacă îți cumperi o mașină albastră, albastră o vinzi. Apoi l-a confruntat. I-a spus, tu ai știut că eu câștig bani de unde nu merit? Nu se cădea să muncești pentru că te-am plătit? Îl confruntă stăpânul. Nu-i spune întotdeauna ce ar fi trebuit să-i spună, dar când vine vremea, îi spune ce trebuie. Apoi îl concediază, îi spune, luați talentul și afară. Unde au stat domnișoarele, așa, acolo a stat și domnișorul ăsta puturos. Și apoi spune în încheiere, pe robul acesta netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Aceeași întrebare vă pun. Oameni bun, ce a făcut ăsta? Cât i-a dat stăpânul? Un talent. Când s-a întors stăpânul, i-a dat talentul înapoi, oameni buni. Îl înfășurase într-un fel de prosop, l-a pus în pământ, l-a îngropat, ca să nu se atingă de el. Și când a venit stăpânul, l-a scos și i a dat, uite stăpâne, talentul mi-ai dat, talentul îți dau înapoi. Cu ce a greșit ăsta, domne, de să-l arunci afară? Pentru că nu și-a folosit darul pe care i l-a dat Dumnezeu. Nu, scopul meu nu este să stric joia, că nu suntem duminica, să zic duminica, dar Încearcă-te, rog frumos, să accepți următorul lucru. Dumnezeu ți-a dat un dar. Cum îți permiți să nu-l pui în slujba stăpânului? De ce? De ce nu-l pui? Ce ar trebui să se întâmple? Ar trebui să se întâmple ca să te îmbolnăvești? Ar trebui să vină un uragan? Ce ar trebui să se întâmple? Cine anume ar trebui să ia decizia asta? Eu și Dumneata? Ar trebui să o luăm din dragoste pentru stăpân? Trebuie să se întâmple cineva, ceva? Nu, nu trebuie să se întâmple nimic. Conștiința noastră din dragoste pentru Dumnezeu și oameni ne va pune în situația să recunoaștem că noi putem să facem ceva pentru Dumnezeu și să spunem, Doamne, de astăzi încolo eu o să fac lucrul ăsta. Pentru că Tu nu meri să te tratezi așa. Tu ești un Dumnezeu bun, îmi dai zile și mai bine cuvântat. Observați că El îl atacă pe stăpân. El îi reproșează stăpânului. Folosește cea mai bună armă de apărare, este atacul. Nici nu apucă stăpânul să-și deschidă gura, că el începe cu reproșurile. A, ai vrut să te pricopsești pe spinarea mea, ai vrut să, să, să mă exploatezi pe mine, specialistul. Specialistul a îngropat bani în pământ. Vai, 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 vai. vai. Vorba la prorocie aia nu cred că e adevărată, nici nu știu, am auzit-o și eu așa printre bănci. Și că s-a ridicat cineva și a spus, cât despre tine, femeie, vai, 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 vai. amin. Vă dați seama cât de grav a fost încă nu s-a putut spune decât un șir de vaete. Ceva de genul ăsta cu omul ăsta. Haideți să ne mutăm la un alt pasaj din Scriptură. În Luca, în capitolul 10, este celebra pilda samariteanului. Un popă se duce la biserică, sau preot, sau pastor. Și un levit, liderul de la grupul de închinare, se duce la, la biserică. Și Trece pe lângă un om atacat de tâlhari, bătut măr, poate leșinat, în comă, și niciunul dintre ei nu se oprește ca să-l să 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 ajute. Și trece un samaritan care era un fel de derbedeu, un fel de necredincios. Și el se oprește, ia un delem și vin și pune pe rănile lui, îl ia în spinare, îl pune pe catăr, îl duce până la hanul de poposire, un fel de motel din vremea noastră, și îi spune, uite, aici ai niște bani, te rog, îngrijește-te de el. Și dacă nu ți ajunge când mă întorc, mai pui ceva de la tine pe deasupra, crede-mă că ți dau. Ai cuvântul meu că eu o să mă achide treaba asta. Și se supără, la, la, la încheiere Domnul zice, cine crezi tu că a avut milă de ăsta? Și, păi, Samaritean. Vă întreb, cu ce a greșit popa și cu levitul? Oamenii și-au văzut de treaba lor. Dar ce sunt obligat acum să mă aplec la fiecare om care e căzut pe stradă? Se, se pare că da. După cum pune Hristos problema, exemplul pe care l-a dat preotul și levitul au fost exemple negative. Dar de ce? Fuma? Nu, nu fuma. Era beat? Nu, nu era beat. Avea două neveste? Nu, nu avea două neveste. Dar ce a făcut mă oameni buni? N-a făcut nimic, fraților. Simplu fapt că n-a făcut nimic este un păcat. Sunt momente când nu poți să nu faci nimic. Toate astea sunt exemple care pun în evidență urgența de a sluji cu ceea ce ți-a dat, cu ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Haideți să ne uităm la un alt pasaj, Matei 22. Știți bine că un om este invitat la nuntă împreună cu alții, obiceiul vremii să aibă o haină de nuntă toți mesenii, el a intrat, a intrat fără să aibă haina de nuntă, a intrat cu haina lui obișnuită. Stăpânul a venit să se uite și dintr-o dată a văzut o haină diferită, ca și cum noi toți am fi îmbrăcați la costum negru și dintr-o dată cineva să fie fără haină doar într-o cămașă albă sau roșie. Imediat ar fi ușor să-l sesizezi. Ei, stăpânul vede și spune, hei, matale de acolo, de ce nu ți-ai luat haina? De ce ai venit îmbrăcat așa? Scriptura spune că a rămas fără cuvinte, a amuțit. Asta înseamnă că el știa că altfel nu amuțea, s-ar fi ridicat să spună cu dezvoltură, iartă-mă, n-am știut. Simplu fapt că n-a zis nimic demonstrează că i-a fost rușine. Știți ce spune stăpânul? Unde-s domnișoarele? Unde e ăla cu ștergarul, managerul la specialist? Acolo aruncați-l și pe ăsta, tot afară. În Biblie întotdeauna afară nu e bine. Afară nu e bine deloc. Nici în corabia lui Noe n-a fost bine afară. Deși ați mai auzit asta de o mie de ori, nu astea vă imaginați cum mirosea în corabia lui Noe? Nu mai gândiți-vă cum mirosea. Și unul n-a ieșit afară. Niciunul n-a ieșit afară, că nu era de ieșit. observați, vă rog, care a, fost, care a fost necazul, care a fost problema la omul ăsta încât Domnul îl dă da afară de la nuntă. Îl chemi și îl dai afară. Dar ce a făcut? Nu a avut haină. Dar de ce n-a avut haină? N-a vrut el să aibă. N-a vrut. Este o întâmplare reală sau este o pildă? Indiferent dacă ar fi o pildă sau o întâmplare reală, învățătura este aceeași. Cineva dintr-un număr mare de oameni e mai cu moți și nu vrea să facă ce trebuie. Dumnezeu îl vede și spune, Matale, te duci în locul unde sunt cei care nu vor afară. Vedeți, cine știe să facă un lucru și nu-l face, se face vinovat în fața lui Dumnezeu. De ce, de ce discutăm în seara asta despre lucrurile astea? Nu ca cineva să se simtă rău, nu ca să cineva să se dea mare, nu, ci ca noi toți să înțelegem că, fiind pe bătătura lui Dumnezeu, mântuiți de El, parte din familia lui, ar trebui să avem respect față de Domnul. Ar trebui să ne simțim responsabili și noi că suntem pe același vapor și dacă se scufundă el, se scufundă cu noi cu tot. Ar trebui să ne folosim și noi resursele pentru Dumnezeul nostru care ne-a mântuit și care ne cheamă. Duceți-vă în toată lumea, spune el. Și asta este doar un fel de a face ceva pentru Dumnezeu. Haideți să ne mai uităm la un pasaj. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, a fost foame. E vorba de Domnul Isus. Era în săptămâna mare a văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze. Și l-a blestemat zicând, de acum încolo în veac să nu mai dea rod din tine și, și smochinul s-a uscat. Care a fost vina la smochinul ăsta? N-avea fructe. Și care e problema? Că doar nu avea smochinul fructe toată ziua, bună ziua. Nu, dar când are frunze, are fructe. Când are frunze, are fructe. Observați toate pildele acestea, toate întâmplările acestea, absolut toate vorbesc despre urgența de a face ceva, de a-ți proslăvi Dumnezeul. Oameni dragi, și eu ca și dumneavoastră, dar fiind slujitor, cunosc foarte multe familii care sunt la limita să divorțeze, pentru că unul dintre cei doi, de obicei soțul, dar nu neapărat întotdeauna, dar de obicei soțul, nu-și face treaba și femeia asta nu mai poate să suporte el nu muncește. Dacă îi dă exemplu pe vecinul, a, ăsta are un unchi la partid. Dacă îi dă exemplu pe vărsul, a, păi vărtul a avut moștenire. Dacă îi dă exemplu pe fratii, a, fratii -o a câștigat la loto. Dom'le, numai el n-a câștigat la nimic, n-are unchi, n-are ver, n-are pe nimeni. Stă toată ziua cu prietenii și pierde timpul de colo până colo. Pur și simplu trebuie să stea nevasta cu gura pe el El nu și-a luat nevasta, și-a luat-o și -a, luat do a doua mamă A scăpat de prima și-a dat de a doua De ce? Pentru că singur nu are, nu are judecată să se conducă E nevoie să stea toată ziua nevasta pe el Șeful lui, managerul lui Mă omule, de ce te-ai... Sau poate o femeie poate fi așa De ce te-ai căsătorit dacă nu ești în stare să te ridici la nivelul minim? Să participi la creșterea copiilor să-ți faci datoria ca soție, ca soț. De ce te-ai căsătorit dacă ai știut că nu merge? Vedeți? Ai intrat în biserica lui Dumnezeu. Aici când ai pășit, apare responsabilitatea de a participa la lărgirea împărăției. Apare responsabilitatea de a mărturisi despre Domnul prin viață sau prin cuvinte. Apare responsabilitatea de a face ceva. E un om o ființă umană care are o experiență, care are resurse. Nu se poate, trebuie să faci ceva. Asta este slujirea dumitale. Asta este slujirea mea. Nu știu să cânt. Îmi place să cânt, dar nu știu. Adică știu să cânt, dar când rău, dacă când singur, e, vă enervați la maxim. Nici nu vă vine să credeți că atunci când am început Biserica de la Giurgiu, vreo 7-80 ani, eu am condus cântările în comun eram lider de tineret și făceam poeme v-am mai spus eu asta, cântam, cântam duet cu Carmen, ea cânta foarte frumos uh, și cântam cu duet cu ea și întotdeauna îmi spunea când terminam te rog frumos să cânt mai încet și nu știam de ce îmi spune să cânt mai încet că eu cântam și tare parcă e un făcut, cine nu cântă bine cântă și tare și dacă ar cânta mai încet nu s-ar auzi așa de bine că nu știe, dar dacă N-ai nici, -ai nici aici și nici mai sus, e complicat, toată lumea află că nu știi. Ia să căutați pe internet, că e acolo, e acolo un mic video cu mine, nu știu dacă o să-l găsiți. Eu mormăiam, nu știu, cânta grupul de închinare sau era, nu mai știu cine, tinerii cântau și am uitat să-mi opresc microfonul, eu am tot timpul un microfon aici și am uitat să-l opresc și o mormoiam mm -hmm, că bun la asta și nu vă imaginați cum se aude mormoiala aia de zici că este o pantomimă din aia de groază uh, și nu știu cine a luat -o, ăștia cu năzbătii teologice și-au pus-o acolo nu știu cât să le dau să o șteargă ce am vrut să spun este că fiecare dintre noi ne pricepem să facem un lucru și Dumnezeu se așteaptă să facem ceva acolo îmi veți spune nu am timp dar noi toți avem 24 de ore. Trebuie să ne facem timp. Dacă copilul meu s-ar îmbolnăvi, aș spune că n-am timp să te duc la spital? Nu, nu i-aș spune. Ci m-aș duce timp ne timp. Am fost cu Carmen în România cu vreo 5-6 ani în urmă și am fost cu grupul Speranța la Sibiu și am terminat cu ei și după aceea am fost cu grupul Betania tot la Sibiu Fiecare și-a făcut la Sibiu o seară una după alta să fim acolo Și Nelu Brie ne-a luat, păstorul de acolo ne-a luat și ne-a dus la un restaurant Era noaptea târziu pe la 11, de-abia am găsit deschis Am mâncat acolo repejor și am plecat Când am plecat eram eu cu Carmen și cu Nelu și cu soția lui, cu Laura Și uh, când am ajuns să ieșim la ușă, la ieșire Doi ospătari, cei care ne-au servit, erau undeva într-un colț Își numărau tipul, baxișul și Carmen m-a oprit și spune, ă dăm niște pixuri și niște. ia tot timpul umblă cu pixuri și cu, cu uh, broșurele. Și am dat o broșurică și un pic știam ce urmează să facă, s-a dus la ăștia, ăștia erau grăbiți să-și numere banii. I-a spus, îmi permite să vă deranjez. Eu nu puteam să o lua singură, m-am oprit cu ea acolo. Și ăștia au ridicat privirea, se uitau așa, miras la ea, și a spune domnilor, numai puțin. Uite, noi am, în seara asta am avut aici o evangelizare la, nu mai știu cum a spus ea, la sala aia, nu mai știu cum se numește acum, și mâine seară din nou suntem aici și vreau să vă rog frumos să veniți la evangelizare mâine seară. Și eu i-am spus, Doamnă, nu putem să venim, că uite ce am făcut în seara asta, până la ora asta, facem și mâine seară. Și ce credeți că spune Carmen? Eu, să o întrebați, am ieșit, imediat am ieșit că n-am putut să mai stau, mi-a fost rușine. A zis așa, să nu vă supărați că îndrăsnesc, dar dacă mâine v-ați îmbolnăvi, nu e așa că v-ați învoi și v-ați duce la doctor? Vă rog frumos să vă învoiți și să veniți la evangelizare. Când am auzit asta, am ieșit. Bărbații, nu să așa îndrăzneți. Vă puteți da seama cum pune o femeie problema. Cum se poate pune problema. A fost tupeu, a fost prea mare îndrăzneală, a fost, mh, după caz, cum a fost? Nu știu cum a fost, dar a fost într-un fel. E mai bine cum am făcut eu că m-am strecurat și am plecat. Nu știu. Uh, mai spun un lucru și mă opresc. să știți pilda celebra pilda semănătorului cu cele patru categorii de pământ. V-ați întrebat vreodată dintre cele patru categorii de pământ, trei dintre ele, de ce nu zbune bune de nimic și nu produc rod? Dumneavoastră știți că aici nu i vorba de pământ, asta este doar o pildă pentru ca cei care o aud să înțeleagă că sunt patru categorii de oameni, dar există același semănător și aceeași sămânță. De ce trei categorii de pământ, trei oameni nu produc nimic și al patrulea produce. care e diferența? Că pe toți Dumnezeu i-a binecuvântat. Hristos pentru toți a murit, Duhul Sfânt pentru toți a venit. De ce? Sămânța căzută lângă drum, un credincios plictisit, rutinat, obosit, bătătorit, asta era ideea un, un om bătătorit, imaginați-vă un om bătătorit, insensibil nu, nu mai ajuns să, nu plânge nu râde, e așa foarte moroconos dur, nepăsător, uscat nu mai poate ajunge nimeni la, nu mai poate nimeni, nici să-l facă să plângă, nici să-l facă să râdă un om sătul de zile, dar încă mai trăiește, ceva de genul ăsta, ăsta este creștinul ăsta, ăsta nu o să facă nimic pentru că nu mai poate fi motivat E cam ruginit, e acru. A doua categorie de pământ, căzut într-un loc stâncos, într-un loc stâncos, un credincios împietrit, influențat de lume, nu mai simte nimic pentru lucrarea lui Dumnezeu, e detașat, mai vine la biserică, dar e critic, vede toate slăbiciunile și cele care nu există predica nu prea mai e bună, cântarea nu prea e mai bună, credincioșii nu prea mai e nimeni bun prin biserică. E, o astfel de inimă, o astfel de conștiință, cum vă așteptați dumneavoastră să se mai pună în slujba Domnului când pe el îl obosește treaba asta? Vedeți de ce are legătură cu pocăința? Sămânța căzută între spini. E sunt materialist? N-are timp. Prea ocupat. Pur și simplu nu reușește să-și facă timp, să vină la biserică, să facă ceva pentru Dumnezeu. Ce ar trebui să se întâmple ca oamenii ăștia trei să zvâcnească și să-și facă timp pentru Dumnezeu? Gândiți-vă cam ce ar trebui să facă. De ce al patrulea pământ produce și cele trei nu? Eu mă întreb acum și vă întreb și pe dumneavoastră, noi din care facem parte? Mi se pare îngrozitor să auzim aceste lucruri, iar dacă ne vizează pe noi să nu ne schimbăm, mi se pare nu îngrozitor, înspăimântător. Cum se manifestă păcatul de a nu sluji? Păi se manifestă pe fondul nepăsării, al irresponsabilității, pe fondul leneviei, al absentării și nu neapărat absență fizică, apare surzenia aia psihică încât nu prea auzi. Dacă cineva te întreabă, mă, la ce ora a zis că începe duminică biserica? Sau sâmbătă, sau... nu știu. Dar cum nu știi că ai fost acolo? Am fost, da? Nu știu. Ne obișnuim de zeci de ani suntem aici și nu e ușor să te ții conectat. Îți trebuie o măsură de interes foarte profundă. Altfel, vii din obișnuință, sfânta obișnuință. Știți cât de repede vedem noi dacă vânzătoarea sau vânzătorul de la un... mă rog, de la o prăvălie ne dă atenție sau nu ne dă atenție. Ați observat cât de repede observăm, mai ales în America, unde suntem obișnuiți cu un zâmbet larg. Imediat simțim că nu ne dă suficientă atenție. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu nu ne miroase? Ba da. Frați dragi, avem vârsta care o avem. Mâine, poi mâine, ne luăm la revedere și plecăm unde mergem. Am trecut și eu pe aici și am fost lângă dumneavoastră în fiecare zi. Nu-i cazul meu că musafir. Dar zic, și dumneavoastră vă duceți, primiți o răsplată și eu nu. De ce? Mai mă pot întoarce în viața asta să îmi repar starea? Nu mai mă pot întoarce. Și o viață întreagă nu mi-am făcut timp să-mi onoră stăpânul. Ba dintr-un motiv, ba din altul. Motive, e lumea plină de motive, ne împiedicăm în ele. Dar unde e slujirea? unde e capacitatea de a trece? Ba, m-a criticat ăla și dacă m-a criticat, ce să mă critique sănătos? Cine-l oprește? Ce pot eu să-i fac cuiva dacă mă critică? Cam ce ar putea să-i fac? Să mă critique liniștit. Dacă are dreptate, atunci să mă pocăiesc. Dacă nu are, atunci să se pocăiască. Întotdeauna lenea, indisponibilitatea, nepăsarea, irresponsabilitatea, nehotărârea, răutatea, perfecționismul, poate frica. Știu pe cineva care nu merge la cor pentru că e perfecționist și nu poate să, să meargă la repetiție, că nu-i place cum se face repetiția așa ca la armată și spune nu suport mă mănâncă pielea nu pot sta acolo. E perfecționist, nu se duce la acord că nu e, nu e așa disciplină din aia ca la cefereu. Nu poți să fii într-un grup de oameni și oamenii aia să fie că dumneata Nu se poate, observați, uitați-vă, unul e mai înalt, unul mai mărunt. de așa ne-a creat Dumnezeu. Unul e mai vorbăreț, unul e mai închis. Când ești singur, faci ce vrei. Dacă în tensor, nu mai faci ce vrei, că e cu gura pe matale, dacă nu faci ce, cum trebuie. Când ești singur, ești singur. Te culci când vrei, te trezești când vrei. Dar dacă ești mai mult de doi și e mai complicat, ne ducem noi acum 85 de oameni în România. Na, 85 de oameni într-un într autobuz cu de la cu etaj. Zicem noi, nu ne oprim decât în patru ore la toaletă. Că nu vrem să o folosim pe aia din autobuz din motive ușor de înțeles. Dar la trei ore trebuie să te oprești, că ce să faci? N-ai încotro. Dacă era în singur, era în singur, dar nu e singur. E nevoie de flexibilitate, de omenie, de bunătate. E bună și militaria, dar cu măsură, că noi suntem oameni. Dacă Dumnezeu ar lucra cu militarie cu mine, mă pierdea de muștiriu de mult. Ziceam că închei am timpul. Am zis să vă aduc aminte în încheiere de versetul ăsta, e, e, e ca o bătaie puternică în ușă. Ridicați ochii și priviți, holdele sunt gata. Domnul Iisus spune expresia asta în trei dintre cele patru evanghelii. Ridicați ochii și priviți. Sesizați ce spune Hristos. De obicei oamenii nu văd, nu se uită la treaba asta, pentru că noi nu mergem așa pe stradă, noi mergem, ne uităm în jos. Și Hristos spune, faceți o pauză și ridicați-vă privirile ca să vedeți holdele. Știți, holdele sunt simbolul unui geab unui unde trebuie să te duci și să faci treabă este mare secerișul, hold e mare, dar lucrători sunt puțini, 1 doi, și n-ajungă, ăștia vor munci o jumătate de an acolo, trebuie vreo 20-30. Cine vrea mâine să fie aici 20-30? Cam asta e ideea. Oameni dragi, ori de câte ori am, -am întâlnit, am venit la Florida și m-am întâlnit cu Nelu, printre altele am vorbit și de treaba asta. În ultimii vreo șapte-opt ani, având, având percepția asta că îmbătrânesc, simt că n-am făcut cât trebuie pentru Dumnezeu și uh, mă sim, sim, simt că trebuie neapărat să mă grăbesc, că văd că uh, începe să coboare absolut cam toate lucrurile, nivelul și la benzină și la ulei și la, la toate, începe să coboare încet încet, începe să se simtă, nu 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 tare, dar în, se simte. Și știu că nu mai e mult timp. Și încerc să mă grăbesc, să să mai fac ceva, că nu o să mai pot. Mâine, poi mâine o să stau probabil ori într-un cărucior cu rotile, ori întins pe un pat, ori poate pun cu un băț sau cu noacă, sau eu nu mai știu cu ce, poate nu mai stau deloc. Veniți într-o zi, unul, doi de aici la mormântare și s-a dus. Și s-a dus că, de, toți oamenii se duc. Și zic să mă grăbesc, să mă grăbesc, să mă grăbesc. Și o să merg din nou cu Carmen în România anul ăsta, cu băieții ăștia, cu fetele astea, cu copiii ăștia, să-i apropiem un pic mai bine de cultura românească, deși nu prea le mai folosește aici, să le mai lărgim un pic orizontul, să mai aibă experiența aia, să iasă pe stradă, să dea, să dea tratate, să cântăm, să se vadă acolo pe scenă și să vadă sutele alea de oameni care vin și apoi zeci de oameni care vin să se predea. Sunt profesori, sunt foști medici, pompieri, polițiști, se pleacă acolo în genunchi pe stadion. E o emoție care zrupe inima te scoate din obișnui, din starea asta de rutină, unde totul e normal. Oameni dragi, un lucru este clar, într-o zi se va termina viața pe pământ. Nu la toți odată și în același loc, dar se va termina. Și singurul lucru cu care rămânem este manifestarea acestei tragere de inimă pentru onoarea lui Dumnezeu. Visul lui Dumnezeu este să se mântuiască oameni. Visul lui Dumnezeu este cei mântuiți deja să devină lucrători, să spună, să încurajeze, să postească, să se roage, să fie iertători, încurajatori, să aibă inimă bună, să dea un zâmbet, să facă o vizită, să ducă o mâncare, să, să facă ceva. Am făcut un departament acum în biserică pentru că. Noi avem, avem, foarte mulți oameni în vârstă în biserică și când îmbătrânești, mergi mai des la spital, nu prea mai ai pe nimeni, unor alea a murit soțul, că de obicei el se duce primul. Și am, am, înființat un departament ca să ducă, să pregătească mâncare, un grup de surori care se îngrijă să monitorizeze treaba asta și să ducă mâncarea acasă la ușă la oamenii ăștia, că nu, mai, nu se mai descurcă singuri. Este o slujire unde sunt implicate 10-15 surori, în altă parte 10-15, în altă parte 10-15, în altă parte 10-15. Să facă fiecare câte ceva. Pentru că așa cum la sfârșit de săptămână sau la două săptămâni ne luăm cecul și ne ducem acasă cu el bucuroși, va veni vremea când în împărăția lui Dumnezeu ne vom primi răsplata. Dar nu pentru ce n-am făcut, ci pentru ce am făcut. Noi toți așteptăm să facem lucruri mari și poate spre ale ne-am simțit atrași. Dar s-ar putea să nu avem niciodată ocazia să facem lucruri mari, ci doar niște lucruri mici pe care nu vrea nimeni să le facă. Dacă le facem pentru Dumnezeu, atunci, indiferent dacă sunt mari sau mici, Dumnezeu într-o zi ne va răsplăti. Nu, știu, nu mai țin minte dacă v-am spus treaba asta. Am aici un ceas, îl porn numai pe de vreo câțiva ani, Eram într-o zi pe, o, pe un fel de bancă și lângă mine s-a așezat un om, a intrat în vorbă cu mine, vorbea românește, m-a um, întrebat câte ceva și la un moment dat și-a și -a scos ceasul ăsta de pe mână și mi-a zis, vrei să îl probez un pic? <laughs> Sigur că am făcut niște eu cât cepele, cam ce vrea, unde vrea să ajungă? Și pentru că a insistat, ok, l-am probat. Și l-am desfăcut și l-am dat și a spus, vrei să-l oprești, te rog frumos. Bineînțeles că nu vreau să-l opresc. Și mi-a spus, eu te cunosc pe tine și eu te respect și te iubesc. Te rog frumos să-l oprești. Și am spus, am spus, nu pot să fac asta. Și mi-a zis, te rog în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să-l oprești. Și am spus, dacă mă l dai în numele lui Iisus, îl iau. De atunci, am înțeles mai, mai, bine că niciodată când dai, nu trebuie să dai fiind gratis, ci pur și simplu trebuie să dai în numele Lui Isus. Indiferent ce este, un ban, un sandwich, o sticlă cu apă, o, indiferent ce dai, să dai în numele Lui Isus, Pentru că toate astea merg într-un anumit loc și pentru astea vei primi răsplată. Scopul nostru pe pământ, pentru noi, este să ne mântuim și pentru alții este să slujim. Dumnezeu ne așteaptă să slujim. Ne l-a dat pe Duhul Sfânt și prin Scriptură ne învață, vedeți? Venim într-o joi seara la adunare și o oră întreagă suntem, suntem ca în Ucraina, sub un tir de îndemnuri și de argumente și de insistențe de a ne lua locul la volanul la care ne așteaptă să facem ceva pentru Dumnezeu. Oameni scumpi, Aș vrea să facem o rugăciune și dacă aveți puterea, fiecare dintre noi să acceptăm faptul că putem să facem mai mult pentru Dumnezeu. Să nu mai facem multe lucruri, să facem lucruri mai puține, dar să le facem bine, să le facem în ascultare, sub autoritate, să le facem consecvent, să se poată baza oamenii pe noi. Să le facem informând, dacă se, poate, dacă se întâmplă să nu putem veni cât se poate din timp să anunțăm, că noi facem parte dintr-o echipă de câteva sute de oameni. O biserică întreagă, în seara asta, a venit știind că eu voi spune o predică. Eu puteam să nu vin, eu puteam să nu am o predică. Dar dumneavoastră ați știut, ați crezut, ați așteptat, ei la fel, fiecare dintre noi, cineva cântă, cineva curăță, cineva schimbă un bec, absolut noi toți trebuie să înțelegem cu biserică întreaga atârnă de noi în ceea ce facem. Să avem onoare, să avem demnitate, să avem cuvânt, să avem respect și să avem iubire, să facem totul pentru Dumnezeu. Nu facem pentru comitet, nu facem pentru păstori, nu facem pentru bătrâni și tineri, nu facem pentru comunitate, facem pentru Dumnezeu, dacă ar fi pentru dumneavoastră, probabil că n-aș face dar facem pentru Dumnezeu, în numele Lui Dumnezeu. Frații mei dragi, haideți să rostim o rugăciune și Duhul Domnului să se atingă de inimile noastre și să ne învioreze. Amin.